Parcul Arin din municipiul Sebeș este astăzi gazda unui eveniment deosebit. Peste 100 de concurenți, cadre ale poliției române, dar nu numai, alături de pompieri, jandarmi și alți câțiva invitați, se vor duela astăzi într-o competiție culinară. Acțiunea este organizată de către Asociația Internațională a Polițiștilor din România cu sprijinul autorității publice locale din Sebeș. 12 echipe din țară și străinătate, formate din minim 6 coechipieri, se vor duela în alegătitului, urmând ca la orele 14 să fie jurizat. Desemnarea câștigătorilor va avea loc numai după o apreciere riguroasă a preparatelor. Ciorbă de pește, ceaun vânătoresc, gulaș preparat de echipa din Ungaria sau ciorbă de găină de casă sunt doar câteva exemple. Cetățenii Sebeșului au astfel ocazia să privească un spectacol culinar desfășurat în premieră, la finele căruia pot gusta gratuit din delicioasele mâncări. Mulțumesc domnului primar Dorin Nistor și domnului viceprimar Adrian Bogdan. O să concurăm la cea de-a doua ediție a Aventurilor Culinare, ediția din 2017. Mulțumesc din suflet celui care a avut inițiativa, este în spatele ușilor, domnul Matei. Sper să gătiți bine, că se vede pe mine că sunt un tip care nu prea mă ocup cu mâncare. La ora 10:30 o să declarăm deschis concursul. Asta înseamnă că dumneavoastră o să mergeți pe mese unde o să vă găsiți adresa cu numele regiunii dumneavoastră, în zona aceea o să gătiți. La ce oră putem veni să degustăm? La două! E secretă rețeta? Ce surpriză pregătesc brăilenii! Pește? Ciorbă de pește! Ce bunătăți faceți? Se cred deocamdată! Ce bunătăți pregătiți? Ceauna la cocină! Ceaun de bunat!